treilea val de pandemie, ești în viață, ia pocăința în serios, lucrează cu ce a pus Dumnezeu în tine, nu mai ispiti prorocii Domnului. Pentru că El e prezent prin Duhul Sfânt. Aleluia! Cuvântul lui te va elibera în seara aceasta și îți poate lucra în viața ta, în cortul tău. Duhul Sfânt îmi spune că sunt multe furtuni în corturile voastre. Știți de ce? Că n-ați ascultat vocea Duhului Sfânt. Și spui, femeie, de ce te-ai născut să vezi suferința, amărăciune? Tu te-ai născut să-i dai slavă lui Dumnezeu. Exact ca și femeia gârbovă, Iisus Hristos predica în templu, se oprește din predica lui și vine femeia gârbovă, cocoșată pe înțelesul românesc. Și vine, nu-și putea ridica privirea către cer, era cu privirea jos. Iisus se oprește din predica lui, își întinde mâinile peste cocoașa ei și spune: femeie, ești dezlegată de neputința ta, pentru că diavolul, satana, te-a ținut gârbovă, te-a ținut legată 18 ani. De cât timp ești legată, femeie? De cât timp ești legat, bărbatule? Ești legat de gunoaiele lumii. Ești legat să mai construiești. Ești legat să mai zidești. Ești legat să-ți faci gard mai puternic al vecinului tău. Vrăjmașul te leagă cu aceste puncte. Și de-aia nu ai pace, nu mai ai timp să te rogi Tatăl nostru care ești în ceruri, nu mai ai timp să te apleci genunchii jos. Adevărata putere e pe genunchi când simți prezența Lui, când te copleșește. Vă spun o experiență, eram în Spania, în misiune, am stat un an de zile și mergeam și la lucru. Și aveam un deal foarte fain și mă duceam acolo și stăteam de vorbă cu împăratul ceresc. Îmi place să stau în conexiune cu Duhul Sfânt. Și mi-am plecat genunchii și am ridicat mâinile și chemam prezența Domnului și la un moment dat se coboară Duhul Domnului peste mine și simțeam că se coboară cerul peste mine. Mă uitam stânga, dreapta, pentru că aveam o teamă sfântă, vedeam cerul la nivelul minții, cu nivelul ochiului, vedeam cerul cum se coboară. Îngerii Domnului tăpăresc în seara aceasta aici pentru tine să te elibereze. Repet, să nu îndrăznești să-i faci program prorocului cum să slujească. Stăteam și mă gândeam, stăteam în taină cu Domnul: Doamne, să dau drumul la lucrare, la prorocie. Dar mi-am amintit, pentru că am făcut o juruință în Franța, în misiune. Mă duc în România și caut un cort și Duhul Sfânt să prorocească. Și a venit Duhul Sfânt și m-a luat în primire. Și nu m-a interesat că am văzut cu țigara în mână pe acolo, pentru că El este în control. El lucrează. Și dacă strig eu, eliberare și vindecare. Și de multe ori se fac predici pe fugă, nu mai e timp. Dar vrei vindecare și eliberare. În Franța, vă spuneam, eram la evanghelizare și vine un om să dea mâna cu mine pace și să palmeze ceva în mână. Nu știu ce. Viu este Domnul că sunt aici. Și am martori frații de la Bărbulești unde am slujit și mă cunosc lui din 2019. Și toată adunarea a rămas unită. Nu știu ce a vrut să-mi pună în palmă. Dar am tras mâna și am zis să nu mai faci așa. Și de la Ambroni am zis: tu nu cumperi prorocul cu 100 de euro. Înțelegeți? Să nu crezi că cumperi un proroc al lui Dumnezeu cu 100 de euro. Dumnezeu vrea să te vindece în seara aceasta. Dumnezeu vrea să vorbească direct tainic, la nivelul minții. Te rog în numele lui Iisus să iei pocăința în serios, pentru că citeam ospățul lui Belșațar. Acest om a făcut o nelegiuire și și-a bătut joc de vasele de cinste de la Ierusalim. Nu știu cât crezi în lucrarea Duhului Sfânt, dar eu o iubesc mai mult decât toții mei din cap. Am experiențe cu Dumnezeu în slujire când Duhul Sfânt a strigat vino și a descoperit taina dâncii, lauda Lui. Și nu mai am văzut oameni, mulți de oameni, bărbați, în toată puterea, care s-au prăbușit în genunchiați, înlăcrimați. Când te întâlnești cu prezența Domnului, nu-ți mai trebuie 100.000 de lire în cont. Când te întâlnești cu puterea Duhului Sfânt, nu-ți mai trebuie un gard de 10.000 de lire. Când te întâlnești cu puterea Duhului Sfânt, nu-ți mai trebuie să ai nu știu ce masă, Versace sau ce BMW. Ascultă bine! Nu sunt aici să te critic, că nu te cunosc.
Dar eu spun ce zice Duhul Sfânt. Dacă vrei să ai pace, dacă ai ști câtă autoritate poate să-ți dea și ție Dumnezeu, ai fi mulțumit cu o coajă de pită uscată și ai venit și te-ai pune pe burtă. Haleluia! El este prezent prin Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea să-ți dea o eliberare sfântă în seara aceasta. Nu știu pentru ce te-ai pocăit. Sau poate nu vezi lumină în slujitorii de aici din cetatea aceasta. Dacă eu mă potigneam în oameni, în câte locuri am fost prigonit și mă duceam în camera mea și mă închideam și puneam și în dulap și un zăvor de fier și nu mai vreau să dau ochii cu nimeni, nu rezolvam nimic. Dar și un milion de voci când se ridică asupra ta, cea mai puternică e vocea Duhului Sfânt. Vocea Duhului Sfânt biruie un milion de voci. Gladia Glahiet. Am o lucrare deschisă la Luca în frații acolo unde slujesc. Și s-a auzit voci. Fratele Adi și-a deschis biserică. Nu, e biserica lui Hristos. E biserica lui Hristos. Și ușa e deschisă să intre orice nenorocit și orice păcătos. Iisus este în corpul acesta. Iisus este aici. Iisus vindecă. Iisus te atinge de problema ta. Lăudat să fie Domnul. Văd acolo oameni tineri. Nu știu dacă sunteți pocăiți, botezați, dar Dumnezeu are un plan și cu voi de acolo care ascultați Evanghelia. Vreau să vă spun ceva, că Dumnezeu nu face o deosebire între un proroc și un om cu țigara în mână. Dumnezeu nu-i bagă în cont unui proroc 100.000 de lire și unui om cu țigara în mână îi dă doar o coajă de pită. Știți ce e mai important de toate lucrurile acestea? Sănătatea. Sănătatea este o binecuvântare. Vă rog în numele Lui Iisus să vă ridicați pe propriile picioare. Vreau să stai cu ochii închiși și împreună cu mine. Să nu te intereseze de stânga, de dreapta, de vecinul tău care te necăjește, de fiica ta neascultătoare, de pruncul tău care joacă jocuri de noroc, Rahadia Glaie. Să nu te intereseze de cel care te necăjește din cetatea aceasta. Poate ești certat cu cineva, Duhul Sfânt spune să dai mână de pace ca să simți eliberare. Să nu te intereseze de nimic. La această rugăciune voi înălța o rugăciune prin Duhul Sfânt. Nu, fratele Adrian te va chema și Duhul lui Dumnezeu dacă te conștientizează. Dacă ai un legământ și ești căzut de pe cale, nu știu ce păcate ești prins, vino aici și ne vom ruga pentru tine. Dacă vrei să te pocăiești pentru prima dată, vino aici. Dacă te simți că ești legat, legat în lanțul, vino să te dezlege Iisus. Iisus este în cort. Iisus al meu prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc, până la sfârșitul vieții.